unul Toma Bontea și cu lăcoaia aia de zicea că dacă strică oile să ne mâna acolo și făcea apă cu cărbuni și aducea să stropească oile, că le sârca ce știu Ciobârșitorii. cu laptele ea și ne mâna la râu să luăm apă cu gura la vale din râu. Așa, nu așa. Să luăm așa cumva, să-i aducem și băga cărbune acolo și nu știu, zicea tatăl nostru și ce tot făcea pe acolo așa, să până ne dădea și ne făcea tata la oi. Bătrân de mult, de când eram copii de acum 70 de ani, va fi, sigur că Și eram cum noi. era viața atunci? Povestiți-mi Păi o zi de dimineață până la seară era când erați grea, copil. ia. Era grea din motiv că trebuia să mergem la școală, să zic, cam în numai patru clasă. Era pe vremea aia lui Ceaușescu de atunci și în loc să mergem la școală dimineața, trebuia să mergem întâi la oi, să dăm după oi, să le mulgă acolo, să le mulgă în șuri. Și atunci nu era ca acum, erau crăcei, le ziceam. Niște goange pe oi și pe miei, cârcei, că atunci nu era tomosan, cum le face acum baie la oi. Și se prindea cârcei ăia, goangele ăia cu picioare așa pe noi și mereu, și mergeam la școală și ăia care n-aveau oi fugea de noi și sta să le prindă, că era frică, așa. Noi n-aveam încotro, că mergeam acolo. Eram copii, am făcut copii năcăjiți, când am fost 11 copii. 11 copii care am trăit până târziu. Și mai suntem vreo 7 și acum. Am fost năcăjiți. Năcăjiți rău, rău de tot. Am prins foamea, în războiul. Avea bunica o vacă și noi eram copii mulți, am fost frați. Și așa pe un scaun, așa, ne punea acolo un crastor de la de pământ cu lapte și cu mămăligă și da în roată în genunchi acolo, că tata era în război și mama se descurca așa ce știu cum păcate să mai descurca așa cu ce mai aveam și am fost rău năcăjiți. Năcăjiți rău. Când am prins foametea, mergea mama cu brânză în spinare în dăsagi pe satele ăștia, prin. Nu cred că mergea până în Făgăraș, pe acolo mergea prin Făgăraș cu lână să vândă. Pe satele ăștia așa, mergea cu brânză și îi dădea oamenii câte o țâr de făină, de mămăligă și de aia de făină de orz. Și mesteca cu de aia bunica și ne făcea mămăligă. Și mâncam cu lapte. Atunci când a fost foamea, ne-am prins foamea, era mult și cred că n-a fost numai noi, că și toată lumea, dar pe atunci erau copii mulți, erau foarte mulți copii. Erau mulți copii și era foametea și era greu, greu, greu și războiul și auleu, când au venit rușii pe acolo, prin Pușcau, eram vreo 5-6 pe lângă mama și o țineam. Pe unul era, nu știu care, în braț, unul mic și care am fost mai mărișor, era roată pe lângă mama și plângeam. Și rușii o băga caii, făceau femeile cuptoare, pită în cuptor, să vincă vin rușii să le dea pita la câini, la câini și la cai. Și făcea hazaica, că fugeau fetele prin pădure, ălea ale lui Vintiloae și ale lui Toma Bontea, care erau mai mari, noi am făcut copii mici, fugeau prin păduri că le lua rușii și bătea joc de ele. Și ce-o vrut să ia pe mama, probabil. Și mama era unul în brață și noi plângeam pe lângă ea și toți am dat roată și ne țineam de, că așa ții minte, că zicea hazaica, hazaica și bunica îi dădea la cai acolo în curte, eu că la noi o fost curtea mare, plină de cai și le dădea să mânce. Și câte unii mă zice că erau acuși. Au, nu au prins foametea și în cazul de atunci, că atunci au fost păduni, ne mânca păduchii, că era rău, rău, tot, era rău, rău pe atunci. Da, Dumnezeu, că am ajuns și zile, uite, mai bune acum.
Zile bune. Și acum e rău de pentru unii săraci, ăștia care fug, refugiați ăia. Doamne, că-ți vine să plângi. Acum ne dă și nouă în România. Cine vă face? Trebuie să le dăm? Ce păcate să le dăm? Să nu ne aducă să ne puie pe ce prin căs, pe une... să pe une zice că e casa goală, cazează refugieț. Vedeți cum vin americanii și stau aproape. Doamne!